Astăzi vreau să vă prezentăm o tartă cu morcov, cu stafide și cu merișoare, foarte bună. O tartă care merge și în zilele de dulce, merge și în zilele de post și pentru oricine are o dorință de a face desertul sau dulce. Pentru tarta cu morcov și stafide și merișoare vom face întâi următorul lucru. Vom adăuga laptele vegetal într-un bol. Vom pune și uleiul. Și bineînțeles că vom pune și zahăr. Batem până când se omogenizează bine. Până când simțim că s-a dizolvat puțin zahărul. Eu am pus zahăr brun, dumneavoastră puteți pune de care doriți. Separat. După ce am turnat toată această compoziție, incorporăm ușor morcovul. Morcovul, după cum vedeți, este o cantitate destul de mare, cam 1 kg 300, deși ras pare mai mult. Vom adăuga și merișoarele. Și vom adăuga și stafidele. În prealabil, stafidele trebuie puse la hidratat în apă călduță cam 15-20 de minute. Pentru a lega întreaga compoziție, avem nevoie și de jumătate de kilogram de făină. Amestecăm bine toată compoziția. Între timp punem și praful de copt. Se folosesc cam 2 pliculețe la cantitatea pe care o am eu. Amestecăm. După ce am amestecat foarte bine, luăm o tavă mai înaltă, care așezăm foaia de copt, o potrivim, și punem toată compoziția
vom potrivi toată compoziția în tavă să aibă un aspect uniform și estetic totodată. După ce am terminat de uniformizat întreg blatul, vom pune la temperatura de 180 de grade 40 de minute. Băgăm tava la copt și așteptăm 40 de minute. Terminându-se timpul de coacere, scoatem tava din cuptor. Uitați ce bine arată. Vom așeza tava. O vom lăsa puțin să se răcorească. Aceasta este tarta cu merișoare și stafide. Este o tartă foarte bună. Nu prea dulce pentru cei care au probleme cu zahărul. Iar în final rămâne să vă urez poftă bună și să faceți rețeta de cât mai multe ori. Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.